Deci tema discuției de astăzi este nou volum al lui Andrei Vieru, apărut la editura Humanitas, și volumul se numește Elogiul Vanității. Vanitas, vanitatum omnia vanitas, spune Ecleziastul în versiunea Vulgatei. Vanitas înseamnă gol pustiu și traducerea prin deșertăciune în românește cred că e destul de nimerită. Dar în limbile moderne, vanitate e folosit cu sensul acesta de dorință de a face impresie. În carte mizați mai mult pe cel de-al doilea sens, dar am impresia că mai degrabă face jocul primului. Sau asta rămâne într-un joc secund al discursului. E adevărat? Da, e perfect justificată remarca dumneavoastră. Aș adăuga doar că există o legătură între cele două sensuri, că ele nu sunt chiar total independente, mergând în direcții total divergente. Adică dorința de a face impresie e o deșertăciune în sensul Ecleziastului. Dar cum s-au ajuns de la una la alta? Bine, mă invitați practic să vă răspund, să vă povestesc așa în două cuvinte istoria cărții, cum am scris-o. Am pornit de la ideea de a scrie o carte despre invidie și chiar i-am dat telefon filozofului Gabriel Liceanu. Nu știu ce m-a apucat, m-am îmbătat așa un pic ca să am curajul să-i dau telefon și să-i spun că scriu o carte pe subiectul ăsta. De fapt, vreau să-mi dau mie curaj și mi-a dat și el, spunându-mi că e o temă care merită, că traversează istoria filozofiei și că e o temă majoră. În sfârșit, scriind cartea, tema s-a lărgit și eu chiar am vrut inițial să o intitulez cum să-ți invidiezi semenii pe furiș. Până la urmă mi-am dat seama că ambițiile, vanitățile sunt un subprodus al vanității. Vanitatea ea însăși fiind o varietate cu specificitățile ei a bolilor ego-ului, să zicem. Deci s-a adăugat și orgoliu acolo ca problematică. În raport cu vanitatea, tocmai ce le deosebește, ce le unește, deosebirile și asemănările care sunt interesant să te gândești. Cam despre asta ar fi fost cartea dacă nu s-ar fi adăugat încă o temă. Dacă aș fi scris numai despre ce am enumerat, ar fi fost o carte despre micimea omului. Și, de fapt, una dintre temele majore ale cărții este tema geniului. Felul în care omul pornește în viață călare pe propriile lui ambiții și vanități, felul în care astea îl pot duce la ridicol, la măreție, felul în care se poate aluneca de la măreție la ridicol mult mai repede, așa o iei la vale mult mai repede spre ridicol decât călare pe aceleași ambiții și vanități invers în sus. Asta a ieșit de la sine, mi-am dat seama mult mai târziu, de fapt de-abia zilele astea, după ce am tradus, după ce am
redactat versiunea românească, cartea inițial scrisă în franceză, mi-am dat seama că de fapt n-am scris despre micime, sau nu numai despre micime, ci despre pendularea între micime și potențiala măreție a omului. Prin prisma acestor tematici pe care noi de obicei le legăm de micime. Dar nu cred că ar fi fost amuzant să mă limitez doar la partea mică și ridicolă a omului. Aveți un loc în carte în care spuneți că vă plac reprezentările în artă cu scheleți, cu capete de morte. În fond, asta e iconografia vanității în epoca medievală. Sunt toate tablourile acelea intitulate Vanitate și arată niște flori moarte, un craniu. Prima mea carte se cheamă Ecleziastul Vesel. Deci, poate că există o anumită continuitate în preocupări. Elogiu, e o carte mai mult legată de artă, de interpretarea în sensul larg al cuvântului. Dar, în paranteză, că nu despre ea vorbim, dar îmi dau seama că în germene, în prima mea carte, sunt multe teme dezvoltate abia în această a doua carte. E și o continuitate a titlurilor de la Ecleziastul Vesel, la Elogiul Vanității. Exact, da. Elogiul e un pic ironic și un pic serios. Dacă... Da, titlul Elogiul Vanității sigur că pare ironic și nu spun că nu e, dar e doar pe jumătate ironic. Care e un elogiu relativ. E un elogiu al vanității în termeni relativi. Care e deosebirea între vanitate și orgoliu? E mai puțin orgoliu astăzi decât ieri, adică e o lipsă de orgolii. Spuneți într-un loc că nu există oamenii aia care să-și asume, care să aibă orgolii atât de mari încât să-și asume tot felul de roluri în societate. Și e o penurie de lideri, să zic așa, în lume. Da, sunt mai multe întrebări în întrebarea dumneavoastră. Pentru mine, deosebirea între vanitate și orgoliu e foarte clară. Vanitatea e un joc al aparențelor. E dorința de a părea mai mult decât ești sau altceva decât ești. Deci, vanitatea e ceva foarte aproape de teatru și nu de teatru în general, ci mai specific de actor. În teatru mai sunt și regizori, suflări, regizori tehnici. Și e legată și de aplauze. Da, multe texte despre aplauze și despre felul cum artistul se raportează la public și tot felul de tipuri de sentimente și de raportări. Da, așa e. În timp ce orgoliu e, de fapt, are legătură numai cu părerea pe care o am eu despre mine, nu părerea pe care o au alții despre mine. În sensul ăsta, cred că spun undeva că orgoliosul ia în serios, el vrea să fie în realitate, ceea ce vanitosul nu vrea să fie, vrea doar să pară. Deci e o deosebire fundamentală între orgoliu și vanitate. Ori, să vrei să fii în realitate ceea ce îți propui, dacă ceea ce îți propui e într-adevăr ceva serios și consistent, e aproape întotdeauna imposibil. Și îl pierde pe om.
E o cale care merge de cele mai multe ori la distrugere. Deci, într-un fel, ideea că orgoliu e cel mai mare păcat e în fond o idee pragmatică. E un sfat practic. Nu fiți orgolioși că o să o pățiți. Singurii care au temei să fie orgolioși sunt geniile. Pentru că ei pot face lucruri pe care și le propun, pe care alții nu le pot face. Dar asta nu înseamnă că geniile nu plătesc prețul. Adică uneori îi poate pierde și pe ei, poate duce la distrugere biologică, distrugere fizică. Bach era orgolios sau vanitos? Din ce știu eu, eu nu văd decât vanitate, nu orgoliu. Probabil că și ascundea orgoliu, măsura în care ar fi fost orgolios, să presupunem că ar fi fost, dar nu știm. De fapt, nu știm. Că a fost vanitos, asta știm. Adică, eu povestesc în carte cum s-a dus la regele Frederic al II-lea al Prusiei. Nu, noi ne-am zice că nu prea ne-a plăcut să-l omagiem pe Ceaușescu, așa. El s-a dus, numai că nu era Ceaușescu, era Frederic al II-lea al Prusiei, cu totul altceva. Gusturile lui Frederic al II-lea, gusturile literare, erau Goethe și Voltaire. Ceaușescu cred că avea gusturi mai proaste în literatură. Da. Și l-a omagiat în scris, adică ofranda muzicală e plină cu inscripții în cuvinte și în sunete încifrat despre gloria crescândă a regelui. E o întreagă poveste cu improvizația, fiindcă el a improvizat atunci în regele. Nu mai știu în cât era, în 7 mai 1747 la Potsdam. Da. I-a oferit o temă regele. Da, da, da. Și nu mai știu, n-a reușit să improvizeze pe ea. Asta spune fiul lui, unul din fiii lui Bach, Friedemann, că el n-ar fi reușit să improvizeze și cred că Friedemann a mințit pur și simplu, eu așa cred. Adică el pretindea că povestește tot ce povestește în calitate de martor ocular și mă raliez la părerea celor care cred că el nu a fost acolo. A povestit aiureli. Descrieți-mi un pic ofranda aceasta regală. Cum ați putea descrie lucrarea? Eu știu dacă pot să povestesc așa pe înțelesul tuturor. E greu să vorbești despre muzică. Eu vorbesc în cartea mea despre muzică, dar deja nu e ușor, cred că la microfon e și mai greu, dar în fine să încercăm să spunem câte ceva. Că vorbeam mai devreme de improvizație. M-aș întoarce o clipă la tema vanității și a orgoliului la Bach. Orgoliosul adevărat nu-i pasă de părerile altora. Sau îi pasă într-o formă negativă, care ia de obicei forma timidității. Sigur că tipologia e mai complicată, am simplificat un pic. Se vede clar că lui Bach îi păsa de părerea altora. E o întreagă poveste cu un schimb de scrisori cu nu el scria, ci unul din oamenii lui, un discipol fidel al lui Bach, îi răspundea unui
critic muzical răuvoitor și incompetent de altfel. Două calități care merg adesea împreună. Dar faptul că a catadixit să răspundă dovedește clar că nu se simțea deasupra tuturor și n-aveți voi decât să spuneți ce vreți despre mine. Nu. Adică s-a implicat în asta. Acum, ofranda muzicală, că despre asta mă întrebați, nu cred că într-adevăr e o lucrare prea complexă ca să o pot, pot spune ceva. Am citit în carte că n-a fost compusă la la clavecin, a fost gândită. Da, adică a fost seara aceea mondenă de la curtea de la Potsdam, care face parte din geneza lucrării. Deci lucrarea nu exista. El s-a dus acolo să-i facă curte regelui. Regele i-a dat o temă și până la urmă lucrarea s-a construit pe tema asta. Dar nu din ce a improvizat Bach acolo. După aia a scris-o la birou. Bach de altfel avea mare dispreț pentru cei care scriau la instrument. Din cauza chiar îi disprețuia pe, mă rog, într-o anumită măsură, pe proprii lui fii, care erau mai puțin cerebrali decât el și pipăiau pe claviatură ce scriau lui Bach. Nu-i plăcea, deși știa foarte bine să facă asta. E un capitol în cartea despre ofranda muzicală și despre arta fugii, mai puțin despre arta fugii, care sunt cele două lucrări ale lui Bach cele mai abstracte. Arta fugii în întregime, scrisă în abstract, fără o adresă instrumentală clară. Se poate cânta la orice, face parte din într-o tradiție care s-a pierdut în cea mai mare parte, aceea de a-ți închipui cum sună muzica. Te uiți în partitură și instrumentul e imaginația ta sonoră, nu e flautul sau vioara. Arta fugii e de la A la Z, așa. În ofranda muzicală lucrurile sunt mai puțin clare. E în mare parte așa, totuși există o triosonată care e pentru flaut, vioară și bas, clavecin de fapt, că se umple cu armonii, în fine. Și în afară de asta, din câte mi-aduc eu aminte, restul nu. Adică, mă rog, tot, sunt niște canoane care sunt absolut abstracte. De altfel, sunt niște chei puse unele de andaratele sau pe, nu știu, unele pe prima, altele pe a treia linie din portativ și îți dau cumva soluția, dar de fapt nu poți cânta după ceea ce vezi. E ca o șaradă. E elementul ăsta de șaradă, e prezent și în arta fugii și în ofranda muzicală, fiindcă toate ordinile imaginabile sunt greșite. În afară poate de una singură. La arta fugii mie mi-e clară care-i ordinea corectă și eu nu cânt niciodată în ordinea corectă, fiindcă eu cânt problema, nu cânt soluția. Interesant. Și spuneți că dumneavoastră credeți că intenționat cumva a fost lăsată neterminată. Ca așa
așa a lăsat-o cumva, așa trebuia să fie, cumva, Anetec. Da, așa e concepția. Asta, așa e concepută. Nu că el ar fi murit când a scris și n-a terminat, când n-a apucat. Nu. El, după ce a scris ultimile măsuri, a mai trăit un an. Și în anul ăla s-a ocupat cu tot felul de lucruri, inclusiv cu pregătirea pentru tipara Artei Fugii, în loc să termine. Deci asta mă face să cred că nu, nici vorbă să fie... de fapt, Arta Fugii nu e neterminată, e terminată și e prezentată publicului ca neterminată. Am înțeles. E o bună, bună indicație. Spuneți într-un loc, Veltan Shaun Gumeu își are originea în viziunea despre lumea muzicală. În carte e plin de exemple. De fapt, toată cartea e construită numai din exemple și din ceea ce se întâmplă cu artistul în tot felul de contexte, în contextul scenei, în contextul creației, în contextul luptei cu establishmentul, cu administrația, cu sistemul. Dar de ce spuneți? Chiar viziunea despre lume este luna voastră este din lumea muzicală. Cred că știu despre ce vorbi, despre începutul capitolului despre establishment. Care de fapt e un fragment, să zic așa, umoristic totuși, nu? Când l-am citit m-am gândit ce voluptate o să aibă artiștii slabi când o să-l citească, o să spună: vai, din cauza asta e problema mea, nu sunt un om prea anti-establishment, prea anti-sistem și sunt o victimă. Da, capitolul ăsta de fapt e anti-sistem, dar nu e contra unui anumit sistem. Și nici măcar contra sistemului, contra ideii de sistem. Da, începutul fără îndoială că e despre faptul că nimic nu merge cum trebuie. Că adevăratele valori nu sunt recunoscute și atunci când sunt din întâmplare. Da. E scrisă cu o anumită resemnare, cu un anumit fatalism. Adică e așa și nu poate fi altfel. Asta e situația. Așa e din totdeauna. Și, dacă... cerc să explic de ce nu poate fi altfel. Într-un fel aș putea fi acuzat că aș căuta justificări. O justificare sistemelor. Ceea ce e contrariul intenției mele. Aveți un capitol întreg despre invidia lui Salieri, așa cum apare la Pușkin. Și tatăl dumneavoastră a scris o întreagă lucrare dramatică despre această, să zic așa, acțiune, intrigă și felul cum arătați cum evoluează invidia lui Salieri către ură. Ura e față de Mozart sau față de sine însuși? Eu zic că față de sine însuși. Față de Mozart e admirație, de fapt. E o invidie foarte stranie, invidia lui Salieri. Fiindcă Salieri nu e invidios pe succesul lui Mozart. Nu e invidios pe gloria lui. Gloria lui Salieri era mai mare decât gloria lui Mozart.
Mozart ar fi putut să fie invidios pe Salieri pentru glorie. Nu cred că era, dar ar fi avut, să zicem, motive concrete să fie. Nu era probabil firea lui. Dar Salieri chiar că n-avea de ce să-l invidieze pe Mozart în planul ăsta. Nu, el își dădea pur și simplu seama că Mozart e un geniu și că el nu e. Și asta era resimțit de el în piesa lui Pușkin ca o ofensă. Pe de o parte, admirația fără margini față de geniul, față de muzica lui Mozart, și pe de altă parte geniul resimțit ca o ofensă la adresa ordinii universale, adică la adresa sistemului, ca să revin la acest cuvânt. Aș vrea să mi-ați spus când ne-am văzut data trecută că există cumva o schimbare de ton, că prefera schimbarea de ton foarte rapidă în carte, și am citit cartea așa urmărind schimbările și fiind atent la schimbările tonale. Și toată cartea are cumva, se poate găsi o structură muzicală, o structură, sau nu muzicală, geometric muzicală. Da, da. Dacă îmi dați voie, o să vă răspund imediat la ce mă întrebați. Aș vrea doar să fac o mică completare, că vorbeam de opera tatălui meu. Și dacă îmi dați voie, înainte să vă răspund la întrebare, aș vrea să evoc o clipă figura tatălui meu, nu neapărat legat de operă, dar legat de tematica asta. Tatăl meu, la un moment dat, a elaborat un sistem teoretic despre muzică, cum poate fi văzută muzica în generalitatea ei. Și la câtva timp a aflat că există un muzicolog în America care a elaborat un sistem similar. Asta ține mai mult, să zicem, de o activitate, să-i spunem așa, științifică, nu de opera componistică propriu-zisă a tatălui meu. Dar tatăl meu acorda o anumită importanță acestor preocupări teoretice. Regula spune că dacă elaborezi un sistem de analiză, găsești ceva, elaborezi un mod de gândire nou, găsești o soluție la o problemă și găsește și altul, se instituie o rivalitate și o amărăciune îngrozitoare. Uite, altul ți-a luat-o înainte sau... Taică-miu s-a bucurat când a aflat că un altul gândește ca el. Numai că n-a fost... confirmarea validității, dacă și altă se confirmă un sistem, nu? Da, dar nu a avut absolut niciun fel de idee de rivalitate, de concurență. Alții se oftică. El nu numai că nu, s-a bucurat. Bine, cu tatăl dumneavoastră, spuneați, era un om care nu vorbea de rău pe nimeni. Sau își păstra într-o parte foarte intimă, să spun așa, revoltele. Da, de fapt, n-avea nimic cu oamenii, cu indivizii. Observa calități și defecte. Cred că alea îl interesau, nu să arate că, doamne, uite, ăla, nu. Dar iertați-mi, am răspuns de fapt la altă întrebare. Da, întrebarea era despre structura cărții. Da, de muzicalitatea cărții. Un avertisment pentru cititor, fiindcă mie mi-a prins foarte bine
avertismentul noastră că, că aveți schimbări de ton foarte, foarte dese. Aproape uneori se întâmplă ca imediat paragraful următor să fie într-un alt ton, iar următorul cu totul alt ton. Da. Ca și cum ar fi un dialog sau ca și cum ar parcă nu a existat cineva cu care discutați. Da, asta, schimbarea de ton e un lucru nu recomandabil în scris, deși eu o fac cu mare plăcere. Poate că vine din muzică. În muzică, evident că cum descrie Pușkin, muzica prin gura lui Mozart, Mozart îi spune lui Salieri, uite, închipuieți, eu tânăr, îndrăgostit, nu mult, așa un pic, cu o jună frumusețe și dintr-o dată o licărire de dincolo, de mormânt. Schimbările de ton în muzică sunt lucru obișnuit, în scris mai puțin. Dar uite că Pușkin avea și el o ureche muzicală. Acum, nu știu ce să spun apropo de muzicalitatea textului meu. Muzicalitatea se poate percepe în multe feluri și la multe niveluri. Cel mai imediat e ritmul. Eu cred că o frază trebuie să aibă un anumit ritm. După aia, ritmul paragrafelor, ritmul capitolelor se percepe mai greu, e mai puțin imediată percepția, dar cred că există și acolo. Trebuie să-l cauți dacă... Sau unii îl simt, în fine. Construcția e ceva... Aici muzica cu dramaturgia se apropie, se și vorbește de dramaturgie în muzică, de arhitectură. Dar se vorbește de arhitectură și în muzică, de arhitectura unei lucrări. Muzică ca de o geometrie, dar nu în spațiu, ci în timp, sau nu numai în spațiu, și nu în principal în spațiu, ci în principal în timp.